formă de referință a creației italiene, madrigalul renașentist, gen de remarcabil rafinament conceput pentru ansamble camerale, capătă prin înlăturarea oricăror impedimente în comunicare un surprinzător acces în lumea celui mai variat și larg auditoriu. În prima etapă a evoluției sale, madrigalul constituie o fericită sinteză între polifonia flamandă și melodica italiană, reprezentată sugestiv și strălucit în creația lui Cipriano da Rore, neerlandezul, care a dus cu el în Italia arta contrapunctistului și profesorului său, Adrian Vilaert este madrigalul construit pe poeme originale, a căror formă elastică denotă subordonarea față de vers. De aceea, urmând tradiția frotolei, vocile acestui tip de madrigal sunt egale ca importanță, țintind în ansamblu realizarea unei scrituri contrapunctice unitare, concordante și îngemânarea substanței poetice cu cursivitatea discursului muzical. Urmând de exemplu lui Cipriano da Rore, compozitorii italieni sau de școală italiană ca Andrea Gabrielli, Giovanni Pierluigi da Palestrina sau Orlando di Lasso dezvoltă madrigalul, implicând cinci sau mai multe voci într-un stil polifonic în care abundă imitațiile și sublinierile de culoare și atmosferă prin folosirea moderată și sugestivă a cromatismelor gen laic prin excelență, madrigalul are și interesante puncte comune cu lucrări de factură religioasă. Este momentul în care muzica laică, cu sesizabilele ei elemente de proveniență populară, stimulează creația muzicienilor profesioniști, uneori oameni ai bisericii sau compozitori de muzică de cult, conturând astfel o sferă emoțională extinsă și complexă. Acum apar volumele de Madrigale ale genialului Palestrina, cel mai de seamă compozitor din epoca la care ne referim. El este de altfel simbolul, exemplul tipic al acurateții scriturii, al simplității emanată de perfecțiune, al purității sentimentelor cu exprimarea lor aparent reținută, al marei subtilități, al nobleței. Pentru mediator, pentru cine se încumetă a întuchipa opera în splendida ei cursivitate ideatico-afectivă, trebuie să fie la fel de limpede necesitatea reliefării sobrei și celestei geometrii sonore, a plurivalențelor expresive, a respectării delicatelor dar tranșantelor sale linii melodice, celebra melodică palestiniană, a prospectării și redării cu mare echilibru a proporțiilor cel caracterizează, în domeniul ritmic și dinamic.